Înainte de concluziile finale ale acestei mici serii uh, legate despre alegerea necondiționată, mai amintesc un ultim verset. Nu am cunoștință de niciun verset care să prezinte mai clar doctrina alegerii decât fapte, capitolul 13, versetul 48. Când au auzit lucrul acesta, neevreii s-au bucurat și au glorificat cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau desemnați pentru viață veșnică au crezut. Versetul 48 este raportul cu privire la rezultatele sau efectele pe care le-a generat Duhul Sfânt prin Evanghelia predicată în acest Sunt patru lucruri pe care le putem învăța de aici. În primul rând, învățăm că a crede este consecința și nu cauza deciziei divine. În al doilea rând, Învățăm că doar un număr limitat au fost toți cei ce erau desemnați. În al treilea rând, învățăm că această desemnare a lui Dumnezeu nu este doar în vederea unor privilegii exterioare, care, ca final, așa cum spune versetul, viața veșnică. Deci, nu doar spre slujire, ci spre mântuire. În al patrulea rând, învățăm că toți cei desemnați. Toți cei aleși să primească viața veșnică. Și niciunul mai puțin vor crede cu siguranță. Un scurt rezumat al episoadelor pe care uh, le-am avut, a materialului pe care l-am parcurs. Cine face alegerea? Dumnezeu sau omul? Răspunsul biblic, Dumnezeu. Este scris în Ioan, capitolul 15. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Alegerea este expresia voii suverane sau a pune plăcerea lui Dumnezeu. Ea este cauza și nu rezultatul credinței. Când are loc alegerea? La un moment dat sau în veșnicie? Răspunsul biblic? În veșnicie. Citim în capitolul 1 din a doua epistolă către Timotei. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă. Nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și harului său pe care ni l-a dat în Hristos Iisus înainte de începutul timpului. Alegerea este ceea ce Dumnezeu a avut din totdeauna în minte să facă. Pe ce bază se face alegerea? Prin har, fără plată, adică necondiționat? Sau prin opțiunea omului, condiționat, prin decizia voinței libere a omului? Răspunsul? Tot așa este și în vremea de acum, scrie Apostolul Pavel. Există o rămășiță potrivit alegerii Harului, iar dacă este prin Har, atunci nu mai este prin fapte. Pentru că altfel, Harul n-ar mai fi Har. Implică oare această alegere mântuire personală sau doar privilegii și slujire? Citim în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, în versetul 13. Însă noi îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați iubiți de Domnul, pentru că Dumnezeu va ales ca prim rod pentru mântuire prin lucrarea de sfințire a Duhului și prin credința în adevăr. Această doctrină despre alegerea necondiționată, corect înțeleasă, are câteva implicații semnificative. Putem fi încredințați că ceea ce a hotărât Dumnezeu se va realiza. Dar planul Lui se va împlini și cei aleși vor veni la credință. Alegerea nu este schimbătoare, asta este vestea bună, dar Dumnezeu nu își schimbă gândul. Alegerea este din eternitate și vine din infinita milă a lui Dumnezeu. Dar el nu are niciun motiv să își schimbe gândul. De asemenea, noi nu trebuie să ne acuzăm pe noi înșine atunci când unii oameni îl resping pe Hristos. Dar nici Isus însuși nu i-a câștigat pe toți cei care au făcut parte din auditoriul său. El a înțeles, da, Domnul Iisus, că cei pe care, pe care, îi dăduse Tatăl în mâinile Lui vor veni la El, conform Ioan capitolul 6, și că doar ei vor veni. Când am făcut tot ce trebuie să facem, putem lăsa problema în grija Domnului. Predestinarea nu anulează îndemnul la evangelizare și misiune. Ai este greșit să spunem că ne putem culca pe o ureche. Dar vă reamintesc că alegerea nu este Evanghelia, ci este ceea ce face ca Evanghelia să fie eficientă. Dacă n-ar fi fost alegerea suverană a lui Dumnezeu, am putea predica Evanghelia până ne-ar cădea limbile din gură și niciun suflet n-ar fi mântuit. Tot la fel am putea predica și învăța despre alegere în fiecare duminică toată viața. Dar dacă nu, propovăduim și Evanghelia nicio convertire nu se va produce. Noi nu știm care sunt cei aleși și care sunt cei nealeși, așa că trebuie să continuăm să răspândim cuvântul lui Dumnezeu. Eforturile noastre evanghelistice sunt mijloacele lui Dumnezeu de a aduce pe cei aleși la mântuire. La stabilirea sfârșitului de către Dumnezeu include și hotărârea mijloacelor pentru realizarea acelui sfârșit. Aceasta este doctrina alegerii necondiționate. O doctrină pe care cu greu am acceptat-o. Mai întâi am acceptat adevărul ei, iar acum mă bucur de toate implicațiile ei, la nivel personal. Doctrina aceasta mi-arată cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine. Este o învățătură care începe și se sfârșește cu harul. Începe și se sfârșește cu închinarea. Noi lăudăm pe un Dumnezeu care ne-a ridicat din moarte spirituală și ne-a pus să umblăm pe înălțimi. Un Dumnezeu care este pe bună dreptate pentru noi și nu împotriva noastră. Doar așa putem înțelege că toate lucrurile lucrează spre binele nostru și anume spre binele celor aleși, chemați. Roman capitolul 11, versetul 33, Apostolul Pavel oferă acolo o doxologie minunată și spune O adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui, am văzut în aceste patru episoade, și cât de neînțelese sunt căile lui. Deci cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul lui? Cine i-a dat mai întâi ceva ca el să fie nevoit să-i dea înapoi? Fiindcă din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Ca lui să fie gloria în veci. Amin? Acesta este adevărul. Pur și simplu.